7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt. Câte secunde ați ezita atunci când v-aș întreba dacă vă place jazzul, mai ales etno-jazzul? Dacă ezitați, înseamnă că nu sunteți un om pierdut. Înseamnă că nu știți de fapt că vă place etno-jazzul. Ca să vă convingeți că vă place, trebuie să mergeți la un festival. Au fost deja 15. Al 15-lea se produce acum la Chișinău. Și dacă n-ați fost, e păcat. Așteptați-l pe al 16-lea. Vorbim despre Ethno Jazz Festival de la Chișinău. Cu cine, vă spun imediat. Și de la capăt. Bijuteria Tomnatică, una dintre ele, a Chișinăului, festivalul Ethno Jazz, a ajuns la cea de-a 15-a ediție. O vârstă solidă. Și de când se derulează, unul dintre cei care urmărește ce se întâmplă la Chișinău în cadrul acestui festival este Virgil Mihaiu, cel care iese în scenă și îi prezintă pe artist și nu îi citește de pe listă. Asta m-a impresionat mereu. Vorbește despre ei de parcă a băut o cafea cu ei la Amsterdam, sau la New York, sau unde o fi. Și alt invitat, altă invitată a acestei dezbateri, mese rotunde, este Geta Burlacu, cum ar zice Ilfi Petrov, premii Comis Londra. Nu este chiar așa, dar mersi mult. Geta Burlacu, care a fost în programele festivalului, acum, o să o întrebăm de ce, lipsește din program, dar este o reprezentantă notorie a etnojazzului moldovenesc și întâi și întâi aș vrea, sigur că mi-ar plăcea să vorbim despre afișul festivalului, să ilustrăm afișul, dar nu avem nici timp și nici dreptul, că respectăm drepturile de autor. Dar vreau să vorbim iarăși aiena oară despre arta jazzului. Și în sensul ăsta aș începe cu întrebarea pentru copilul din ultima bancă. Uite, cum i-ați explica? Pentru că profesorul Virgil Mihai imediat o să spună în termeni academici. Geta, cum i-ai explica unui adolescent ce-i jazzul? Ce este jazzul? Da, exact. Eu chiar mi-ar place să explic foarte popular și nu cu noțiuni din istorie sau noțiuni din științele muzicale. Pentru mine jazzul este o libertate absolut totală, dar și o armonie totală, o improvizație bine gândită acasă, dar totuși cu multă spontaneitate în scenă, cu acea voință, dorință și posibilitatea de a te expune cum știi tu mai bine în orice ipostază din viață în care nu te-ai afla. Geta, dar noi, spectatori, într-adevăr, avem uneori senzația că acolo e doar improvizație, dar totuși oamenii ăștia se încadrează în anumite linii melodice, în anumite ritmuri, adică nu e tot întâmplător. Cum să obține această senzație de exprompt, dar o rigoare comparabilă cu muzica simfonică? Mie mi se pare că totuși o școală bună întotdeauna stă la baza celor mai buni, celor mai virtuoși muzicieni, nu numai de jazz, sau nu, mai bine zis, nu numai de muzică academică, dar și de muzică clasică. Și de muzică populară și cei nu este un secret și deja este bine cunoscut și aprobat că lăutarii din Chișinău, majoritatea lor sunt cu studii specializate în muzică și de la Porumbescu, dar și de la conservator, sunt unii din cei mai buni lăutari de pe tot teritoriul românesc din toată lumea, ceea ce dă dovadă că totuși de o școală bună întotdeauna este nevoie dacă vrei să te ridici pe cele mai înalte trepte a Olimpului muzical. Eu sunt de aceeași părere și pentru muzica jazz. Da, ok, poate pun o virgulă și o paranteză pentru etno-jazz și avem multe exemple
de niște muzicieni foarte interesanți venit de pe continentul de sud, care de fapt nu au școală muzicală și mai mult ceea ce fac în scenă este doar pe intuiție, este doar prin școala populară pe care o iau de la strămoșii săi, dar este ca o bijuterie interesantă și eu totuși pledez întotdeauna pentru o școală bună. Asta aș vrea pentru copiii mei neapărat și ambii din ei fac două instrumente, pentru orice caz, ce nu s-ar întâmpla în viață, să devină ei cei mai buni fizicieni, medici, matematici, dar să aibă întotdeauna posibilitate să devină și niște muzicieni desăvârșiți care să poată să compună, să poată să scrie pe note, dar și în Sibelius, ceea ce au de făcut, și să devină în scenă ceea ce vor dori, dacă vor dori. Domnul Mihai, școala muzicală încurcă sau inhibă naturaleța jazzului, cel de la origini, jazzul de culoare? Da, se întâmplă fenomenul de nivelare, să zicem așa, și de autoinhibiție pe care nu-l ai înainte de a intra într-un mediu academic. Asta e o constatare ulterioară dezvoltării învățământului jazzistic în plan universitar, care s-a petrecut în ultimele decenii. Și raportul ăsta e foarte ambigu, pentru că dacă stai să analizezi marile nume inițiale ale jazzului, evident că era vorba despre un filon folcloric foarte puternic, în care nu prea intervenea nimic legat de notație. Asta este o chestiune specifică muzicii, este o artă care practic până când a început să fie notată nu se știe cum suna. Deci nu avem niciun fel de înregistrări, în timp ce în artele plastice știm cum arătau capodoperele antichității, în muzică nu avem idee. De aia folclorul se transmitea de la gură la ureche. Se transmitea și, pe de altă parte, în paralel, deci o artă sincronă și simbiotică, mă refer la coreografie, a rămas nenotată, practic. Adică există niște notații de tip clasic, dar pot să spui că, în general, coreografia se dezvoltă liber și la ora actuală există nu știu câte sisteme de notare a mișcării. Asta nu îi împietează cu nimic asupra valorii acelei arte. Dar deci e adevărată ipoteza că totuși există nostalgia după jazzul autentic, cel nenotat. Dovadă este faptul că jazzmenii europeni neapărat caută pe un interpret de cora, pe cineva care e gen 10 prăjini, bine, foarte autentic și puternic. Nu numai jazzmenii, asta a fost o mișcare precedată de așa numitele școli naționale de jazz, voi le știți pe cele din Est foarte bine, grupul celor 5 din Rusia sau Sibelius în Finlanda, Grieg în Norvegia, Shimanovski în Polonia, Enescu în România, câți vrei, Vladigerov în Bulgaria, Bartok, Leo și Janacek, Smetana, Dvořák. Deci fiecare țară într-o anumită etapă a dezvoltării muzicii, chiar precedând apariția jazzului, au devenit conștienți de introducerea acestor elemente fruste pe care se conta acum, de exemplu, în artele plastice brusc au avut revelația negritudinii prin, nu mai știu, Picasso sau alții. Deci a fost o perioadă în care s-a descoperit șarmul primitivismului și a coincis, de fapt, și cu apariția acestei arte afro-americane, în care se constată mai recent că, de fapt, elemente de muzică europeană, atât la nivel timbral, cât și, mă rog, armonic și așa, erau foarte puternice. Ne mai vorbim de cele latinoamericane, care fuseseră neglijate și care actualmente sunt din ce în ce mai prizate. Vreau să întreb pe Geta un subiect veșnic care nu se epuizează. Și lui Ștefăneții s-a reproșat, sunt convins și dumitale, că puriștii folclorului spun, domnule, voi îl schimonosiți. Voi, în loc să vă ridicați la altitudinea convențională lui Sulac, voi, neputând să ajungeți la altitudinea asta, de fapt vă bateți joc de el, îl modelați așa, valabil și pentru Valentina Vidrașcu uneori, că nu știe să facă o ei autentică și să apucă să o stilizeze,
Acum, după mulți, mulți ani, a ajuns deja să fie recunoscută și lumea zice Jos Pălăria. Acum știu că Geta Burlacu este suficient de liberă ca să neglijeze asemenea reproșuri, dar totuși, cum răspunzi unor asemenea reproșuri? Cum păstrezi autenticitatea folclorului umblând cu instrumente jazziști la el? Da, tu ai perfectă dreptate. Atunci când am început doar să cochetez cu muzica etno-jazz, atunci, paralel, am început să cochetez și cu muzica populară, autentică. Eu sunt fată de la oraș și, de fapt, eu nu prea am prins în familie acele doine, acele balade, sârbe și hore. Eu le-am învățat pe drum. Când eram la colegiu, toți colegii mei spuneam, ia uite, Orsoaica cântă muzică populară și un pic râdeau de mine. Dar mie îmi plăcea la nebunie. Cu timpul eu m-am învățat foarte bine să le așez pe diferite rafturi și să înțeleg că ce e a Domnului, e a Domnului, ce e a Cezarului, e a Cezarului. Muzica populară, într-adevăr, uneori trebuie să fie absolut pură, așa cum este ea, de la vie, de la pământ. Dar, de fapt, mie mi se pare că ea ne este dată să ne umplem cu ea și să putem să ne expunem prin ea. Uite, asta încerc eu să fac deja, cred că, de 20 de ani și deseori am auzit reproșuri. De la început mi-era mai greu, ridicam o sprânceană, acum nu mai ridic nicio sprânceană, acum pur și simplu zâmbesc și savurez acea întrebare și știu ce am de făcut și merg mai departe. Și într-adevăr mi-e tare mult mi-ar place pe viitor să am un proiect cu cora, pentru că este unul din instrumentele mele preferate și ador acest instrument și când am ocazia întotdeauna merg la Londra să ascult asemenea concerte și îmi dau seama că foarte bine se combină și cu muzica englezească și cu jazzul contemporan și cu jazzul un pic mai clasic, dar nu clasic de tot, cu funky, cu muzica balcanică, apropo, și mi-am dat seama că nu prea contează cine cântă la aceste instrumente și cine cântă această muzică etnică a popoarelor. Pentru că anume acolo, la Londra, am cunoscut băieți englezi care cântă atât de fain muzica grecească și muzica macedoniană și muzica românească și cât de fain fac hora a mărțișorului sau a primăverii la viori și la clarinete și cântă atât de frumos ritmurile noastre și spun că cel mai frumos lucru pe care l-au cunoscut în muzică este nu jazzul manuș, dar jazzul balcanic, ceea ce ar însemna pentru noi horă și sârbă. Ei nu prea înțeleg acest ritm și acest dans și îl numesc jazz balcanic. Mi se pare că fiecare din noi putem să ne expunem așa cum vrem. Și în literatură, și în pictură, și în muzică. Avem voie să facem tot ce vrem și deja de noi depinde cât de liberi suntem și cât de mult știm să aprobăm ce ni se spune sau să Geta, dar mergem mai departe. Că, de exemplu, cineva care nu știe de Picasso și vede prima dată un Picasso, băi, ăsta desenează într-un plan femeie cu patru fiecare ochi, trei ochi. Da. După ce vede Picasso, a, el are drept. Și după ce citește despre Picasso și despre istoria în pictură și despre istoria lui de dragoste și relația cu acea femeie cu patru ochi, își dă seama de ce. Foarte și își dă seama că e frumos. Exact la întrebarea. Jazzul presupune pregătire, un teren afânat pentru ca să-l înțelegi? Domnul Virgil Mihai. Da, e, în primul rând, o chestiune de talent ca oriunde. Pe talentul de a percepe? Nu, pur și simplu, intuitiv, un personaj, poate de mic copil, simte o anumită afinitate față de această formă de exprimare. Dar și revenit la ce întrebași mai înainte, pentru că nimeni nu e profet în țara lui și exemplul care îmi vine în minte este Astor Piazzolla, care a fost ultra contestat în Argentina, că distruge, demolează tangoul clasic și așa mai departe. Ori noi acum percepem tangoul exact prin prisma lui. Deci așa numitul tango nuevo îi se datorează lui pentru că el a făcut studii la Paris cu Nadia Boulanger, care era, să zic așa, somitatea principală a școlii de compoziție, inclusiv Cornel Țăranu de la noi din România a studiat acolo. Și brusc, aceea i-a adus cumva această revelație și a spus, domnule, tu trebuie, nu mai căuta tu ore aici să te imiți după Stockhausen, după Xenakis, tu ai baza ta în Argentina și ai de unde să
creez ceva valid și cumva, să zic, adaptat pentru viitor. Deci dacă tot insist pe întrebarea asta, hai să te țin aici. Da. Uite, jazzul ca și cum mai bine lucrează cu o ciocârlie. Dar Ștefăneț și în parteneriat cu Geta a dovedit că în jazz foarte bine merge Lume, Soro Lume sau Vaisarmana Turturică sau Cântec de Leagăn pe care l-a interpretat Geta din repertoriu cunoscut românesc. Deci, în fond, jazzul este pentru a merge la tăiat păpușorii, da? Sau a lucra în ritm african. Și când colo, noi ne ambiționăm să trezim altfel de emoții, să înduioșăm lumea cu jazz. Se pretează orice la jazz? Păi, se pretează cu condiția să existe spirite capabile să-l transpună în mod estetic. De ce? Pentru că aici e exact fenomenul de care aminteam mai înainte. Și am trecut fugitiv peste George Enescu, dar el utiliza expresia compoziție în spirit, în spirit românesc. Deci așa spunea, nu că ia o anumită temă, poate că inclusiv la nivel, să zic, strict tematic, e doar o parafrază sau o aluzie. Nu este necesarmente un citat sau are și el, sigur, în Rapsodia Română pasaje recognoscibile, dar ulterior le-a prelucrat de așa natură încât s-au devenit o componentă organică a unui fel de a compune. Eu m-am uitat actualmente, este o școală bulgară absolut impresionantă, nu te-ai fi așteptat să fie atât de coerentă și am văzut la Varna 5 formații de nivel european, în fiecare seară un festival cam să zicem, asemănător cu cel din Chișinău. Ei, cei mai tari erau acești bulgari și aveau atât de puternic asimilată toată structura, mai ales ritmică, tipic de care spuneai tu, cu ritmuri axac, aceste ritmuri șchioape, axac în greacă, ăsta e un termen creat de un muzicolog român, Brăiloiu, și admis în muzicologie. Uluitor, la noi în România am avut doar pe Corneliu Stroe, care ajunsese la o asemenea capacitate de a putea să spui că are ritmul în sânge. Cum spui despre brazilieni că au samba în sânge sau cubanezii ritmurile lor. Știți ce mă înnebunește pe mine la aceste festivaluri? Când un interpret sau o formație, dar chiar un interpret, în același timp are trei ritmuri pe care le trăiește. Cu capul scoate un ritm, cu inima altul, cu mâinile al treilea. Uh-huh. Asta este incredibil și fantastic. Uh-huh. Dar mai am o întrebare. Geta, spuneai de cora. Ce instrumente crezi că sunt tipice încă? Alte instrumente sunt pentru jazz? Pentru că e suficient să mergi la festivalul de la Chișinău să vezi că nu există instrumente care nu merg foarte bine la jazz. Mai nou, iată, aseară am văzut și un spectacol de Human Beats, cum da, se numește, dar sunete scoasă de un om care făcea, de fapt, a doua trompetă și concura cu trompeta. Deci, instrumentele dumitale preferate, dacă astăzi ți-aș propune să te urci într-o navă, să îți iei drumul spre o planetă nepopulată, ce set ce instrumente aș alege? Ai lua ca în primul rând, cred jazz. Că eu aș spune că, într-adevăr, în secolul 21, dar și cred că în secolul 22 și mai mult, tot mai multe instrumente vor deveni exact potrivite pentru jazz. Cred că vocea omenească este una din cele mai perfecte, pentru că poate emite tot și poate fi una singură care să-ți aline sufletul, fără să aibă nevoie de ajutor. Alugetă, dar dacă... Alugeta nu întotdeauna, dar deseori. Dar dacă aș pleca astăzi pe o navă, sigur că eu mi-aș lua neapărat trompeta și tu înțelegi de ce? Eu aș lua neapărat... S-au prins mai mulți. Exact. Aș lua contrabasul, pianul, chitara și percuție. Multă percuție. Da. Dumneata, spune-mi, te rog, la experiența pe care o ai, există instrumente care nu ne așteptăm? Mă rog, calorifer încă n-am văzut în scenă, dar urmează probabil. Nu, există o categorie la acest juriu din care cu onoare fac parte, care se cheamă Downbeat Jazz Critics Poll. Adică e o ierarhie anuală
pe care o stabilește revista Downbeat, dar care are o categorie numită Miscellaneous Instruments. Deci ia instrumentele pe categorii, așa, începând de la saxofon, sopran, alto, tenor, bariton, bas, da? Deci fiecare instrument cu toate formele sale, dar și Miscellaneous Instruments, deci aceste instrumente rarisime, și care nu au așa o prezență masivă, cum ar fi clarinetul bas, întâmplător Chico Freeman aseară ar fi trebuit să cânte și la clarinet bas, care este unul dintre cele mai expresive instrumente din lume și pe care l-au relevat în special în plan jazzistic. Clarinet bas l-am văzut la Ronin, da, cu Sha, da, nu? Da, da. Și la noi în anii 90 a cântat foarte frecvent Luis Clavis, care am impresia că la o ediție a fost prezent aici și la Chișinău. Deci există un nomenclator de instrumente acceptabile? Nu. Există oameni care sunt atât de legați de un anumit instrument, cum ar fi, uite, îți dau pe Teodosis Pasov din Bulgaria, care cântă la caval și a ajuns o somitate în plan european, utilizând strictamente acest deci instrument. Deci nu există instrumente jazzistice tipice? Sau incompatibil. Dacă ca să mai continui, de exemplu, în Brazilia a ajuns faimos berimbau. Berimbau e un instrument tipic brazilian de percuție cu o formă absolut hilară. Este un arc cu o coardă. Aici are un fel de cutie de rezonanță în care sunt ceva, nu știu, piper sau ce-o fi, că e și de percuție. Deci e simultan și melodic și de percuție. Este percutat așa cu o baghetă și are un sunet asemănător cu drâmba. Da, o dâmbă enormă, da? Și uite, cu Nana Vasconcelos a reușit să devină instrument de faimă universală. Acum, în sensul ăsta, mulți artiști încearcă să impresioneze, că scot sunete, de exemplu, acordeoniști, un trio de acordeoniști, prind a face percuții pe acordeoane, sau același Ronin care face percuții la pian. Da. Există tendința asta să impresionez publicul cu trucuri, cu cântatul la patru mâini la un singur instrument, da, sau asta se fă show-uri inevitabile? Asta se cheamă utilizare neconvențională a unui instrument și există anumiți muzicieni care sunt dotați pentru așa ceva și eu am un exemplu foarte apropiat, pentru că în anii 90 am fondat un grup numit Jazzographics, care se baza pe un trombonist fenomenal din Anglia, se cheamă Alan Tomlinson, și care comenta cu trombonul textele mele. Eu spuneam aceste texte în diverse limbi în funcție de țara unde se întâmpla recitalul, iar el avea un limbaj numit non-convențional, de așa natură încât rămâneai stupefiat. Aveai senzația că inventează un alt limbaj, dar era doar el. Era el capabil să creeze așa ceva. Deci demola instrumentul, îl punea în lighean, scotea clăbuci, punea praștie, zbura culisa spre public, se rotea prin aer, credeai că e un fel de bumerang sau așa. Și asta e valabil, deci, doar în scenă. Era și, asta se numește teatru instrumental, ca să fie și un termen pentru asta. El, de fapt, cânta, de exemplu, Maurizio Kagel sau componiști contemporani care scriau compoziții specifice și în care rolul vizualului este absolut egal cu cel al acusticului, din cauza că, de fapt, intervenea și textul. Era și cu poem. De asta îi spuneam jazzographics, că era jazz poetry. Deci era poezie cuplată cu asta și putea să se lege și de coreografie. Am avut și în sensul ăsta să lansez o banalitate, dar iar vă spun, mi-am copiat discul concertului de aseară, l-am pus în mașină, evident că nici 20% de efecte n-am obținut, da, pentru că exact muzica asta văzută pe scenă, văzută cum percuțiile alea plutesc în apă, cum trăiește muzica asta interpretul, sigur că este inegal, dar exact ca și un teatru la microfon, care nu are comparație, teatru ascultat la radio, la bucătărie, sau teatru privit și trăit împreună cu actorul. Dar n-ai cum. Dumneata trebuie să-ți faci și niște discuri, trebuie să faci niște YouTube-uri, da? Fragmente, ca să te vadă lumea. Totuși, cum dumneata te simți? Mie cred că mi-e mai ușor, pentru că
ceea ce fac eu, de fapt, se poate de ascultat oriunde, și la bucătărie, și în teatru, și în mașină. Dar iarăși, revenind la toată etapa contemporană din artă, din muzică, de fapt trebuie să vii în scenă cu un show, pentru că dacă nu vii cu un show, sau ceea ce poți să asculți la bucătărie, de fapt, nu prea vrei deja să vezi și în scenă. În scenă trebuie să fie un performance, părerea mea, un show adevărat, dar un spectacol. Chiar la Chișinău, la festival, am văzut formații care puțin le pasă de... Dar totuși nu fac trucuri ca să antreneze publicul. Sigur că majoritatea deja trebuie să-i agață, să-i trezească. Ca și caracterele niște... oamenilor, da. Introverți și extraverți. Dar ieri, de exemplu, Chico, percuția de la Chico, ei sunt ca niște elefanți sau ca niște crocodili care se comportă în scenă, puțin li pasă de reacție. Chiar natura percuției e surdă, fără de mult zgomot, e ritmul pur, sublimat și pentru conesori adevărați. Adică în sensul ăsta, acum jazzul se coboară în sală, cochetează sau păstrează ținuta lui dintotdeauna de jazz improvizat de dragul jazzului și de dragul acestui nu știu, foc sublimat care se produce între artiști. Nu, certamente se admit toate modalitățile de expresie. Toată chestiunea e că din cauza că în această etapă postmodernă a esteticii, care admite cam totul și sub egida relativismului, apare pericolul mediocrității care se fofilează și ea. Deci, nu mai există acest discernământ care există înainte. Deci, pe de o parte avem dreptul să ascultăm cam orice și pe de altă parte ne trebuie niște selecțiuni mai riguroase. Da. Deci, dacă să zicem un director de festival este conciliant și își face el programul lui după cum îl taie capul sau și nu prea are gust, bani și ia sau nu prea are gust, că asta e din păcate, și încearcă să forțeze nota pe linie comercială, să ajunge la niște dezastre. Eu am fost pur și simplu șocat în vara asta. Am fost la Lugano, care era un festival dintre cele mai puternice din Europa, cel puțin. Ei, o mediocritate strigătoare la cer. Și cum s-a văzut asta? Publicul a șuierat? Nu, a fost nu, la publicul aplauze? Era elvețian, deci nu are exprimări vehemente, nu, dar primea ca pe o fatalitate și era extrem de dezamăgit. Asta era senzația. Adică totuși a sancționat. Da, a sancționat, dar culmea era că, având asemenea finanțări excesive față de calitatea execrabilă a opțiunilor, era, cum să spun, uluitor să vezi implicări de televiziuni, ceea ce în Occident nu vezi. Erau televiziuni, erau bănci care finanțau o ultra-mediocritate de necrezut. Deci, puteți să-i trimiteți la Chișinău, că aici întotdeauna e lipsă de fonduri. Deci, vreau să vă mai... fac apel la o chestiune, la o ipoteză. Jazz-ul, oamenii de jazz, în general, sunt nonconformiști și se vede asta că nu acceptă tot felul de oferte politizate, comercializate, aniversări, intrări în concerte de asta, la care se pretează de regulă muzica pop. Uite, dumneata, totuși, ai făcut de toate și ai fost și în programe din astea cu aniversări și cu nu știu ce. Cum reușești să nu te bagi în chestiuni de asta după care să-ți fie rușine? Nu mă bag și atât. Simplu. Chiar dacă ai nevoie de bani? Dacă o să spun acum că nu am nevoie de bani, o să fie o prostie, da? Dar nu la acel nivel. Nu știu, am nevoie de mine, în primul rând. Cred că așa. Virgil, e adevărat că jazzul este mai pur ca oricare altă artă care nu se politizează, nu face
compromisul? Da, din fericire a rămas, pentru că altfel n-ar fi supraviețuit. Deci, din fericire există această componentă care este agresată din diverse direcții, dar ca direcție centrală, oriunde te duci, în orice țară, poți să contezi pe această artă. Deci, dacă cunoști cazuri în care au devenit cineva de curte, când un dictator a zis, domnule, ce-mi place interpretul ăsta și l-a stricat? De exemplu, anul ăsta, un mare poliinstrumentist cubanez, Paquito de Rivera, pe care toată lumea știe, care a emigrat cândva în America, a reproșat vehement modalitatea în care s-a organizat Ziua Jazzului la Casa Albă. Deci Barack Obama era foarte încântat de jazz, dar cei care au selectat au făcut o varză, nu chiar în halul în care era cea de la Lugano, dar prevalau, deci pur și simplu s-a revoltat omul, zice, bine, bine, jazz, dar ce căutau popiștii ăștia sau ce-o fi fost? Deci, de exemplu, la Lugano eram șocat că apăruse o trupă care mă întrebam eu cu cine seamănă, cu Boniem. Dar ce căuta asta acolo? Deci crea o confuzie valorică și individa din față cu o creastă albastră pe cap, un show din ăsta infantil și pueril, zicea, marele meu credit este că sunt, adică am fost amica lui Prince, sau una dintre multiplele amici ale lui Prince. Dacă ăsta e un credit în jazz, înseamnă că ne-am dus de râpă. Deci, apropo de chestiunea asta, jazzul nu aduce veniturile fabuloase pe care le-a adus Prince, că acum se deschide muzeul în casa în care a stat el. Mă rog, există și acolo vârfuri care coincid ca venituri și talent, Freddie Mercury sau Doamne mă iartă. Jazzul este condamnat să fie sărac și celebru? Da, știi cum, în principiu e subevaluat, subestimat și subfinanțat. Deci aici nu știu ce să spun, că nu pot să mai generalizez, fiindcă e foarte diversificată scena. Dar artiștii s-au conformat cu starea asta lor de sobrietate și ascetism? Unii dintre, deci majoritatea, știu că e vorba de o artă care implică sacrificii. Nu ai cum să o faci, pentru că pe de altă parte îți dă o senzație de libertate pe care dincolo nu mai ai. Deci devii condiționat. Adică alegi. Da, deci în general asta e opțiunea, să zic, centrală, dar da, se mai întâmplă să fie și vedete de vezi, doamne, Keith Jarrett, 75.000 de euro ca să cânte la Verona, ăsta e tariful în Italia și el vine în fiecare vară și face și nazuri, adică dacă asta e faimos, o mică tuse în sală, se enervează, iese de pe scenă, deci după ce că e plătit de mama focului, bilete exorbitante și tot el face figuri. Sau altă variantă, post-mortem, Louis Armstrong trebuie să moară ca să câștige bine. A, bine, asta cu... Da, asta se cam întâmplă cu chestia cu recunoașterea postumă. Se întâmplă ca... Și chestia, cum am spus, că nimeni nu-i profet în țara lui, dar ca să o elogez și pe Geta Bulacu, vreau să zic că de câte ori circul prin lume, unele din argumentele mele forte, când mă întreabă lumea, domnule, dar voi ce fel de muzici, ca să aibă jazz un anumit specific, să zic, local, că altfel devine plat. E, la cine să mă gândesc? Uite, la școala asta din Chișinău, care e fantastică. Deci chiar ultimul disc ăsta cu trompeta era remarcabil muzicalmente. Puteai să pui exemplificarea asta, plus că se auzea și limba. Ceea ce e foarte important, să auzi sonoritatea unei anumite... Ce, dar nu poți să ocolesc întrebarea asta. Te-ai dus la Londra să faci jazz sau ce să faci acolo? Exporți jazz moldovenesc? Eu aș vrea să încerc și acum suntem în niște tratative cu băieții despre care îți spuneam un pic mai devreme și vrem să pornim un proiect, dar este vorba de un viitor apropiat, nu cred că trebuie să povestesc acum multe că nu are sens, dar fac cunoștință doar acolo. Doar atât vreau să știu, n-ai abandonat asta? Nu, acolo este imposibil să abandonezi muzica, acolo te ridici și la alt nivel, ți se deschid ochii și mai tare, urechile tale prind toate sunetele și ai o palitră foarte, foarte mare să absorbi tot ce sună în jurul tău. Și... O să întreb deodată, dar nu-i periculos pentru coloana ta? Nu. Pentru că la un moment dat nu o să se piardă miezul ăsta care l-ai în tine?
dacă tot absorbi. Nu, de asta și-mi place Londra, pentru că este foarte multicoloră, dar toate culorile se deslușesc foarte bine. Pe mine mă impresionează în sensul ăsta Anatol Ștefăneț, care câtă muzică a înghițit. Ne-a ta mai multă ca el l-a înghițit, dar cel puțin nu te produci la o vioară. Nu. Dar Anatol este fenomenal în sensul ăsta cât de autentic poate să fie, chiar dacă se apucă să joncționeze cu tot felul de muzici. Da, și aici intervine iarăși. El, de fapt, e reprezentantul numărul 1 al violei, care e un instrument foarte rar în contextul jazzistic. Dar în ultimele decenii nu am auzit pe alt instrumentist să atingă asemenea valori. Și de ce spun? Pentru că Anatol utilizează absolut toată gama imaginabilă de expresivitate a acestui instrument. Și asta depinde de ce? Să intrăm un pic în tehnici. Virtuozitatea actorului sau capacitatea lui de a imagina și de a scoate anumite sunete și anumite ritmuri, pentru că virtuozitatea de la Cora, de exemplu, îi cuceritoare în sine. După aia vin și sunetele. Dar la o violă care trebuie să țină ritmul într-un taraf obișnuit, el nu face decât înța, da? Asta dacă este vorba doar de taraf. Da, dar când colo, uite, cu același instrument, faci minuni. Eu am încercat să aflu de la el secretul ăsta și răspunsul a fost, ce să spun, ezoteric. Pentru că mi-a zis, zice, uite, dacă aș lua o vioară, nu mă inspiră la nimic. Deci eu nu înțelege de ce, când pune mâna pe violă, se transfigurează. Deci asta e un fenomen, nu știu, ceva, nu că magic, dar ceva așa divin, de fapt. Continuarea brațului. Da, deci asta i s-a întâmplat lui. A constatat că dacă trece pe violă, brus se transfigurează. Cum cânta pe vioară era ceva mai banal, să zicem. Nu, evident că știa la fel de bine să se exprime, dar nu avea această genialitate, nu era pus în valoare. Eu am pățit la fel când l-am întrebat în public pe Eugen Doga cum se naște muzica. Omul nu știe să explice. Cred că dacă luată la bani mărunți și geta nu știe exact să explice fiziologic, poate ar explica cum se întind coardele, cum le modelează. Dar cum se naște starea? Mi-mi pare că prin muncă. Mi-mi pare că prin muncă. Și dacă o să întrebe un pictor cum se naște o pictură, un poet, un scriitor, un om profesionist care... Asta e partea de tehnică, Geta. Tu m-ai întrebat? Dar eu... partea de mesaj, eu nu cred că e prin muncă poți să obții. Partea mesajului, nu. Păi cred asta că... e interesant. Mesajul cum apare, pentru că dacă... Cred că deja depinde de... Dacă m-aș apuca să lumea cânt noastră interioară de eu, și ce vrei să spui tu... pentru lume sau pentru un om sau pentru tine. În rest cred că e tehnică și multă muncă. Secret. Ok. Secret. Totuși, starea de transă, și dânsul a văzut mai multe, starea de transă în care intre, că asta se știe, o forțezi cumva sau vine de la sine sau mai folosești și niște psihotrope? Eu nu știu, dar mie mi-a plăcut răspunsul unui copil și eu știu că nici mari muzicieni nu toți ajung la acel nivel de stare și spirit când îmi spune că, știi, eu cânt o frază și mă ridic la notele de sus, mă iau fiorii. Uite, cred că asta sau este sau nu-i. Și nu contează câți ani ai, 10 sau 100. Sau este sau nu-i. Da. Acum trebuie să recunosc că sunteți din categoria oamenilor pe care îi sincer îi invidiez. Invidiez pentru că în tinerețea mea îndepărtată am abandonat genul ăsta de ocupație și vă admir pentru că sunteți, faceți muzică, urmăriți muzica asta, umblați ca bucătar în aluatul ăsta și... Noi, profitorii, trebuie din când în când să ne uităm la ceea ce faceți, să ne luăm doza noastră de energie. Vă mulțumim că existați, vă mulțumim că nu ne lăsați doar cu problemele cotidiene, cu lipsa de bani, cu politicieni nu tocmai de cei care avem nevoie,
Și mai avem și această desfătare. Nu scăpați ocazia. Mergeți la orice ocazie pe care le oferă, chiar la noi acasă, acești entuziaști care ne cheamă la festivaluri, la concerte, la spectacole. Asta, la sigur, vă va face viața mai bună. Mulțumesc! Punct. Și de la capăt.